Bună ziua! Bună ziua, dragi reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni! De mai mult de o săptămână, Partidul Acțiunii și Solidaritate a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală pentru ca Comisia să adopte o hotărâre prin care ar reglementa modalitatea de transportare a alegătorilor din stânga Nistrului pentru scrutinul din 11 iulie. Exact așa cum am făcut-o și la alegerile prezidențiale. Dacă vă aduceți aminte, atunci acea hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi, unanimitate. Voi explica câteva detalii despre ce prevede acest proiect de hotărâre. În primul rând, prevede permiterea deplasării doar a autovehiculilor, a căror capacitate de transportare nu este mai mare de 8 persoane, și al transportului rutier de persoane prin curse regulate, care funcționează potrivit legislației Republicii Moldova. De asemenea, în intervalul orelor 7 și 21 al zilei votării, se interzice organizarea de către concurentul electoral sau de către alte persoane în interesul concurentului electoral a transportării alegătorilor spre secția de votare în ziua votării. Transportarea nemijlocită a alegătorilor spre secția de votare în ziua votării, în scopul de a-i determina să voteze pentru unul dintre candidați. De a efectua deplasarea repetată la secția de votare pentru transportarea alegătorilor. Transportarea alegătorilor spre secția de votare în ziua votării de către operatorul de transport rutier în regim taxi, conform unor înțelegeri cu terțe persoane, altele decât călătorul sau alegătorul. Și pe final, transportarea alegătorilor spre secția de votare în ziua votării, prin utilizarea autobuselor sau autocarelor. Vreau să fie foarte clar. Partidul Acțiunii și Solidaritate nu are nimic împotrivă ca cetățenii noștri care locuiesc în stânga Nistrului să voteze, inclusiv la scrutinul electoral din 11 iulie. Dar votul lor trebuie să fie unul liber, așa cum spune Constituția și Codul Electoral. Suntem categoric împotrivă și nu vom permite cumpărarea masivă a voturilor, pentru că asta constituie o fraudă electorală. De data aceasta, când am propus acest proiect de hotărâre, Comisia Electorală Centrală evită să o adopte. Deja de două ori s-a încercat introducerea proiectului în ordinea de zi, însă de fiecare dată nu s-a ajuns un vot. Pentru introducerea proiectului în agendă au votat de fiecare dată 4 membri CEC, în timp ce sunt necesare cel puțin 5 voturi. Arhitectul acestei blocări este, desigur, Maxim Lebedinski, omul lui Dodon. Și de data aceasta se încearcă o șmecherie. În cele două cazuri, când s-a încercat introducerea proiectului în agendă, pentru au votat 4 membri. Când unul nu vine, când altul nu vine, alții se conectează imediat după ce subiectul a fost blocat, deci se văd de la o poștă acțiuni concertate ale celor pe care Lebedinski îi controlează. Lebedinski chiar ne crede pe toți proști? Chiar nu înțelegem jocul pe care încearcă să-l facă el? Această hotărâre este una corectă și legală. Ea a fost salutată de societatea civilă și de observatorii internaționali în alegerile prezidențiale. Mai mult decât atât, ea a avut și un efect vădit pozitiv. Comparativ cu scrutinul precedent parlamentar, cazurile de transportare organizată s-au diminuat în două ori. Aceasta creează condițiile necesare pentru ca alegerile să fie libere și corecte. Vreau să fac un apel către ceilalți membri CEC. Nu mai ascultați de ce spune Lebedinski. Propunerile lui sunt dictate de Dodon. Măcar în ceasul al 12-lea, nu mai susțineți sugestiile ilegale ale lui Lebedinski. Faceți ceea ce trebuie să faceți. Adoptați această hotărâre. Pentru că, repet, ea duce la crearea condițiilor pentru alegeri libere și corecte. Pe când ceea ce face Lebedinski duce la crearea condițiilor pentru fraudarea alegerilor. Stimați cetățeni, oameni buni, șansa unui viitor mai bun este aproape. Victoria noastră este la distanță de câteva zile. Victoria cetățenilor în fața hoților. Însă nimic nu vine de la sine. Nici victoria, nici o zi de mâine mai bună. Și poporul nostru știe asta foarte bine. Totul vine prin muncă și efort. De data aceasta, efortul este votul. Vă îndemnăm
Vă rugăm să fiți parte a acestei victorii. Să nu ne bazăm pe ceea că va ieși la vot vecinul sau prietenii. Să ieșim noi, fiecare dintre noi, și să facem șansa unei vieți mai bune o realitate. Pe 11 iulie totul depinde de noi, de fiecare vot. Pe 11 iulie votăm PAS pentru că Moldova merită 4 ani de muncă și stabilitate. Vă mulțumesc! Bună ziua, dragi cetățeni! În contextul celor menționate de doamna Stamati, vă spun acum de ce Dodon nu vrea să adopte o hotărâre care să reglementeze clar și tranșant modalitatea de transportare a alegătorilor pentru ziua de 11 iulie. O hotărâre de altfel corectă, firească, legală, așa cum s-a adoptat și pentru alegerile prezidențiale. Avem informație certă, potrivit căreia Dodon vrea să cumpere 70.000 de voturi. Cu bani, cu câte 25 de dolari votul. Acum se fac toate pregătirile în acest sens. Fiți atenți la cifră. 70.000 de voturi. 70.000 de voturi cumpărate este cea mai mare fraudă electorală care a existat în Republica Moldova de la independență încoace. Sunt practic 5% din voturile tuturor alegătorilor, care pot însemna și vreo 7 mandate suplimentare pentru Dodon. Mandate practic cumpărate. Repet, nu este vorba de oameni care vin să voteze în mod liber, conștient din regiunea transnistreană. Este vorba de o cumpărare masivă, o corupere masivă a alegătorilor. Așa ceva nu poate fi tolerat. Și așa ceva nu o să fie permis de către noi. Ca și doamna Stamati, mă adresez și eu altor membri ai Comisiei Electorale Centrale decât cei doi membri ai lui Dodon. Nu mai îndepliniți ceea ce spune Dodon prin Maxim Lebedinski. Faceți ceea ce trebuie, faceți ceea ce prevede legea. Adoptați această hotărâre. Mă adresez de asemenea instituțiilor de drept și de forță. Stimați colegi, aplicați legea în ziua de 11 iulie. Nu ascultați de ordine ilegale ale lui Voicu sau altor șefi mari din poliție. Ei sunt trecători. Peste câteva zile Voicu nu va mai fi ministru. Și cei mai mulți șefi mari din poliție vor fi schimbați de asemenea. Noi nu vă cerem altceva decât să aplicați legea, să apărați interesele cetățenilor și interesul public. Să faceți exact ceea pentru ce ați depus jurământul atunci când ați intrat în funcție. Mă adresez cetățenilor țării noastre, indiferent că sunteți acasă, aici, fie în diasporă. Chiar dacă sondajele arată că avem o mare susținere, cumpărarea a 70.000 de voturi de către Dodon poate să ne distrugă viitorul. De asta trebuie să ieșim pe 11 iulie la vot, în număr mare, cât mai mare, cu mult mai mare decât ei speră. Atât de mare încât niciun furt, nicio cumpărare, nicio fraudă să nu-i ajute și să nu-i salveze. Oameni buni, hoții și-au unit toate eforturile pentru a nu lăsa PAS la guvernare. Ei vor face orice pentru că se tem de judecata oamenilor. Pentru că știu că dacă pierd, vor fi diferiți justiției, unei justiții independente. Și știu ce sentințe va pronunța această justiție independentă. Haideți să nu îi lăsăm să șmecherească și să câștige din nou prin furt. Putem face acest lucru doar dacă votăm, dacă fiecare din noi contribuie la victorie. Dacă nu vom ieși la vot, sperând că alții vor vota în locul nostru, sau cu gândul că oricum vom câștiga, există riscul să nu ne ajungă câteva mii de voturi pentru a alunga definitiv acești hoți din Republica Moldova. Doar votul, dragi cetățeni, poate schimba situația. Pe 11 iulie, haideți să ieșim cu toții la vot, fiecare dintre noi, și să votăm desigur PAS pentru a da țării o majoritate care să lucreze împreună cu doamna președinte în același gând
și pentru aceeași viziune pentru țară. Vă mulțumesc! Și dacă aveți întrebări, suntem gata să răspundem la întrebările dumneavoastră. Bună ziua, Doina Ivanov, Publica TV. Poate să ne răspundă ori doamna Stamate, ori dumneavoastră, nu este o problemă. Vreau să ne spuneți ce veți face în condițiile în care acest proiect așa și nu va mai fi inclus pe ordinea de zi a Comisiei Electorale Centrale. Vom decide în funcție de decizia finală a Comisiei Electorale Centrale. Noi ne-am adresat încă o dată către membrii CEC și sperăm că măcar în ceasul al 12-lea nu vor mai asculta de ordine ilegale ale lui Maxim Lebedinski, omului Dodon, și vor adopta, vor vota această hotărâre. Încă o dată, nu este un element novativ pentru Republica Moldova. Exact așa o hotărâre s-a adoptat pentru alegerile prezidențiale și pentru această hotărâre au votat absolut toți cei 9 membri CEC, inclusiv Maxim Lebedinski, omului Dodon. Vom identifica soluțiile necesare în funcție de cum va demara situația. Domnule Litvinenko, o oră în urmă, nu știu dacă ați reușit să vedeți, Partidul AUR a organizat așa în fața sediului PASO o manifestație în care va invita să vă aliați în viitorul Parlament contra semnării unui angajament comun. În acest angajament trebuie să semnați reciproc că veți garanta când veți face alianțe cu OSAT, ISOR, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, integrarea europeană a Republicii Moldova și așa mai departe. Veți accepta semnarea acestui acord comun? Colegii au recepționat acest proiect, îl vom analiza și vom informa opinia publică la momentul potrivit. Tot astăzi, de fapt ieri, în spațiu public a apărut o investigație care arată că Partidul Acțiune și Solidaritate ar fi fost finanțat din exterior cu o sumă de 56.000 de euro. Grigore Novac, socialistul, a declarat că o să depună o sesizare la CEC și la alte organe competente pentru a analiza acest... Ăla care, raport cu care ANI a inițiat un proces de confiscare a avelei pentru diferență substanțială între avere și veniturile declarate. Deci este o chestiune urâtă, plătită de banii din culioace a lui Dodon. Toată lumea știe cum se finanțează PAS. Noi am pus accent pe transparență încă din anul 2016, de când ne-am creat. Este unicul partid care se finanțează transparent. În această campanie avem peste 1400 donatori. Prin urmare, nu ne interesează acele inepții plătite de către socialiști din culioace și care au fost vociferate de dumneavoastră. Ieri, în cadrul emisiunii de la Prime, domnul Andrei Năstase a declarat că pregătește o declarație în care va cere partidelor înainte de alegeri ca să semneze pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Veți semna această declarație? Haideți să așteptăm, să vedem care este propunerea, după care vom analiza cu colegii, vom informa opinia publică, inclusiv pe dumneavoastră. Da, și mulțumesc. Doamna precizare, ați spus că aveți informații că certe urmează să fie cumpărate 70.000 de voturi. Asta-i. Spuneți-ne de unde aveți aceste informații. Este informație certă. Acum se fac pregătirile necesare. Informația este de la persoane care locuiesc în apropiere, care au tangență cu persoane din regiunea aia, cu care Dodon încearcă să pună la cale această fraudă, această cumpărare masivă de alegători. Încă o dată, 70.000 de voturi cumpărate este cea mai mare fraudă pe care ar putea să se întâmple în Republica Moldova în cadrul alegerilor de la independență încoace. Așa ceva nu a mai existat. Dacă o să vă uitați la toate scrutinile, cumpărau 16.000, a cumpărat Dodon împreună cu Plahotniuc în 2016, 38.000 au cumpărat la fel Dodon și Plahotniuc în 2019, 31.000 în mare parte voturi cumpărate, bine, poate nu chiar 100% în scrutinul prezidențial și acum se pune la cale cumpărarea 70.000 de voturi. Încă o dată asta înseamnă 5% de voturi, 7-8 mandate în funcție de rezultate și în funcție de cum va avea loc ulterior redistribuirea mandatelor după formula DONT. Aveți și probe în acest sens? Avem, oamenii ne informează despre lucrul ăsta. Probe trebuie să
le caute instituțiile abilitate, tot instituțiile abilitate trebuie să facă tot posibilul ca în ziua scrutinului să nu permită această cumpărare masivă a voturilor. Și referitor la această investigație despre care a pomenit și colega mai devreme, dacă spuneți că este un fals și o manipulare, veți depune vreo sesizare undeva, veți merge în judecată sau veți lăsa totul așa? Bine, nu știu dacă ne-am luat și am depune sesizări de fiecare, după fiecare minciună a lui Dodon, nu știu unde vom ajunge. Dar cu voturile fraudate ați depus o sesizare undeva, că se pare că instituțiile abilitate nu prea vor să se autosesizeze. Noi am depus această sesizare la Comisia Electorală Centrală și sperăm că Comisia Electorală Centrală, măcar în ceasul al 12-lea, va lăsa, sau membrii, majoritatea membrilor, nu-l vor mai asculta pe acest om al lui Dodon, Maxim Lebedinski, care a trecut, din punctul meu de vedere, toate liniile roșii. El a încercat încercări de fraude și în prezidențiale, dar chiar într-o asemenea învergură nu s-a mai întâmplat în Republica Moldova. Eu sper că ceilalți membri nu-l vor mai asculta și vor adopta o hotărâre pentru a asigura un proces liber și corect, pentru că asta ne dorim, alegeri libere și corecte. Adoptarea acestei hotărâri va conduce sau va crea premisele și condițiile pentru ca scrutinul să fie liber și corect. Și invers, dacă nu vom adopta o astfel de hotărâre, atunci se creează condițiile pentru ca alegerile să nu fie libere și corecte, ci fraudate. Chiar astăzi, Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte a reiterat apelul anterior către Comisia Electorală Centrală, prin care a solicitat și ea, în mod repetat, adoptarea de către CEC a modului de transportare a alegătorilor în ziua scrutinului parlamentar de 11 iulie. Admiteți să mergeți la Curtea de Apel în cazul în care CEC va continua să refuze adoptarea unei asemenea? Admitem toate opțiunile legale posibile. Mulțumim. Vă mulțumim. O zi bună.